Com nu suntem cu nimic. Cum nu suntem cu nimic, bă? Ați venit cu vreo dispoziție? Ați venit cu o dispoziție a... Domn Bobulici, ați venit cu o dispoziție? Dispoziția pentru privirea de demolare garajului și a unui bieci. Dar ei spun că mai este o decizie a instanței care... Hotărârea judecătoriei pentru anulare sau stoparea acțiunilor nu este. A multe iasă, după ce plecați voi, și să ne facă prăbuia de aici. A nu mi-a să strige pe rietele, să fure tău, cum? Întrebați pe colegul, cum să mă aceam? Ce e? Dați-vă să facem futbol, crezi? Dați-vă seama moral, și să facem o gadă la noi. Dați-vă seama. Dacă 2 ani de zile aici au cântat muzică. Cum îmi știți dumneavoastră? Ca să nu scazi, să nu scăm noi, luați de scoteți voi, acurat. Trebuie să gătim eu undeva, să-mi vânim mai este unii. Pe gătitele iau de câte. Noi suntem judecate, cine o dat zile. Nu ți-o sunt judecate, cât ca nățel și mână. Pe vremea nu stau. Am avut deja băi tot că loc pe stănăvrenie. A voi doказали мне, что оно незаконно. Персонал штите не делали. Как вредца. Вы пришли, а вы тут разыскали. Да, это два факта. Кэзли и Ивана Раиса. Я хочу видеть. Покажите документ. Вынесу. А вы покажите документ, что оно незаконно стоит. Покажите документ. Нет, вы должны показать. Я сказал, что оно незаконно. А вы должны показать. Вот это незаконно. У меня дело в суде. Дело в суде, это у нас не касается. А меня касается. Я имею право защищать свои права. Вы меня лишаете этого. Решение об отмене. Сноса нет. Так что... Решение об отмене сноса. Чистка, чистка, чистка. Чистка. Ты сейчас сейчас огонь. Ну вот сейчас так. Angajata dispoziția prietului, unii menționat demolarea habarul care este aici. Nu e să faci demolarea, de asta s-a. Judecata mai emis niște decizii ca să stopieze lucrările până și emis o decizie. De asta, dumneavoastră, n-a trebuit să vă împotriviți la lucrul care este făcut de angajat. Dumneavoastră l-ați dat la prietului legal. Нет, они придут, сломают, а что суд придет, скажут, тут ничего нету, что ты защищаешь? Нет, Локатарии с рефузы, вы приходите, мне предъявляют. Вы приходите, мне предъявляют. Вы приходите, мне Процесс вербал против вас надо сделать. Мы там диктуем. Если легал, конструкта еще. Вот. Для вас разъяснится имис прескрипция. Privind demolarea garajului, da? Pe data de 27 februarie, pe data de 5 martie, noi am contestat prescripția respectivă. Vedeți? Vă faceți că plouă? Noi am contestat prescripția menționată la judecătorie. Cuștăm pe la judecătorie, vedeți? Unde cerem sestarea acțiunilor, ședința încă nu a avut loc. Eu nu pot să mă implic în faptuirea justiției, să mă duc să dau din picioare în cancelare, să vă pun în ședință. Ignorând faptul că noi am depus contestația, am contestat prescripția, dumneavoastră la 13 martie emiteți dispozițiile. Și amuia vine și le puneți în aplicare. Domnul Bulici, fapt că e o contestată instanță de dispoziția dată. Contestația instanță nu anulează dispoziția prietului. Dar fapt că anulează numai hotărârea judecătoriei. Dar faptul că ei au dreptul de a contesta o dispoziție, un act. Scontestează. Adică dumneavoastră vă grăbiți să săriți peste tot niște procedure. Nu ne îndeplinim funcțiile de serviciu. Noi toți suntem angajați și este dispoziția prietului care trebuie de executat. Ei spun că vă răzbunați sau executați-o a familiei Lisnic. V-am spus deja o dată, eu nu mă mai repet. La revedere. Păi s-au adresat în instanță pe motiv să se suspende și atât. Încă o dată vă mai spun. Adresarea judecată nu anulează hotărârea, nu anulează decizia sau dispoziția prietului. Dar sunteți sigur? Nu mai hotărârea. Sunteți sigur? Nu este o abuz din partea dumneavoastră? Nu este, nu este. Păi cum asta atunci? Dacă instanța decide... Mie eu ne îndeplinesc funcția mea.
Есть диспозиция, по которой ее требуется экзекутор. Диспозиция претурului mei присуска лежа. Диспозиция претурului mei присуска лежа. La noi este care oameni care răspund de tot informații de presă. Vă rog, aduceți la pretura ce am. Uitați-vă care situația. Pe data de 27 februarie, pretura sectorului centru a emis prescripția privind demolarea garajului menționat. Pe data de 5 martie, după 5 zile, am recent, după ce am primit-o, după a parvenit la noi pe calea poștală, noi am depus cerere cu ștampila primăriei, poftim, privind starea, anularea prescripției, privind efectuarea altor acțiuni, privind stoparea executării lucrărilor, ședința încă nu a avut loc. Nu cunosc din care motiv, din cauza carantinei, instanța încă nu s-a expus. Ignorând faptul că pe data de 5 martie au fost depuse cererea de chemare în judecată, pe data de 13 martie, pretura emite dispoziții, care acum vor să o pună în executare. Mi se încalcă dreptul la justiție. Domnul Andrei, angajații poliției aici sunt pentru asigurarea urnii publice, nu pentru efectuarea demolării, sunt pentru altceva. Da. La moment, da, angajații preturii au venit să execute dispoziția preturii demolare, care este în vigoare, și dacă nu sunteți de acord cu acțiunile lor, ulterior să depuneți plângere. Da, la moment, ies la serviciu și iau dispoziția de demolare. Ei trebuie să demoleze, noi asigurăm ordine publică. Și ce ține de acțiuni de demolare, nu purtăm noi răspunderea, pentru că noi asigurăm ordine publică. Dar totodată, în judecată, nu a fost nici o decizie a judecății de a stopa demolarea până la emiterea deciziei. Domn polițist, adică uitați, ei s-au adresat în judecată. A existat perioada pandemiei care s-a existat orice, nu reușit instanța să se expună. Puteți să-i explicați angajaților preturii fapt că să nu sară peste procedură, să pur și simplu să aștepte decizia judecății. Întâi în pușcă și apoi întreabă. Noi asigurăm ordine publică. Asigurați-o, dar explicați-vă rog legal. Sunteți în postul ăsta să explicați altor procedura. Ei s-au adresat, au contestat un act. De ce trebuie să ne aștepte și pe urmă să... Cine a să recuperi tot? Tot ei sau dumneavoastră? Care noi putem răspunderi pentru acțiunile noastre, corect? Noi asigurăm ordine publică și ei și ține de poliție. Dumnealor execută demolarea și ei ține de lucru dumnealor. Dacă ei n-ați fi corect și au călcat legea, spart răspundere. Dacă ați fi corect, înseamnă că n-ați spart niciun răspundere. Reprezentantul legii. Andrei, arată încă o dată când v-ați adresat în judecată. Pe această perioadă care s-a declarat stare de urgentă, n-a funcționat instanțele. De ce trebuie să... Arată-i, te rog, și inspectorul. Am arătat, am explicat. Nu e neoratat actele astea și la primul apel care a fost cu o săptămână urmă. Păi, de ce? Este le avem. Însă, domnul Atol, este dispoziție. Noi avem solicitare de la pretura sectorului centru de asigurare a urnii publice. Noi ne facem lucru. Dacă dumnealor să dovedească că noi asigurăm ordinea publică, doamna, nu stricăm noi, este angajat responsabil ca de preturii care fac lucrul ăsta. Da, noi asigurăm ordinea publică, legeți? Дайте, я протестовала, а вы стоите на их стороне, понимаете? Пока все нелегально. Вы собираете ли вору протест? Вы за меня, вы живете на мои налоги, на мои налоги. Вы должны защищать меня, вы меня защитили? Думаю, вас зовут тот самый, кому я фактически на бус. Тут интервью там есть. Думаю, вас рекунашет, я там бус гулис. Я мас претору там же. Я мас претору. Думаю, вас ре. Вы тот самый, кто думаю, вас ре. Адресат вам гулис. De serviciu și-a putea să răspundeți. Bun, bun, vreau ce te-ai trebuit să nu răspund. No? Ce bă? Chemați pe prietenul în fața locului. Nu te-ai chem. El are oameni de bine. Să Land Rover-ul lui și să vină la fața locului. Dumnealui cunoaște situația. E ușor de dat indicații. Ușor de dat indicații. Dumnealui pe urmă îți spună că nu cunoască. Nu cunosc subalternii. Că eu îți fac serviciu. Niciun fiert așa să ne fiecare lucru, dați-mi vă rog accesul, eu vă spun. Mie e drău să trebuie să avem ordine publică. Accesul e partea să iei. Dă-i dintr-o parte tu, anume el să dă-i dintr-o parte. Poftim. Locatare, dacă îmi potriviți la moment pentru acțiunile care au loc de demolare la angajații preturii, tot purtați răspundere. Este articolul 349 din codul.
contravențional, unde spune că angajații la serviciu și au lucru. Ваша работа стоять в сторонке и наблюдать. Мы с ними договоримся сами. Они составят акт. Мы Они составят акт. Жильцы отказались. Дальше будем действовать по закону. Все. Ваша работа стоять в стороне и наблюдать, чтобы мордобоя не было. На прошлой неделе был карантин. Они вообще не имели права сюда заходить. Вообще. Карантин был, понимаете? Вообще ничего нельзя было делать на прошлой неделе. Считаем, что это был первый раз. Так, у нас консидерация, для меня Лура еще фокус акцию нелегальной, сам в адресатной инстанции для КРСР. Значит, сейчас приостанавливается все, и мы ждем дальше решения инстанции. А остановка для вас лечились к АМУ, если не я как до меня Лур, Исла Сергеевича, видите, чистые мулары, где мулары. Eu v-am spus încă o dată, sunați-l pe șeful vostru pe Rusu să vină la fața locului și să vadă. Șeful nu unite, vă trebuie. Ia că sunați-l pe domnul lui. Pe urmă dumneavoastră să stați în genunchi pe procuratoră și să stați în oameni de plin de indicații de prietenie. Dar dumneavoastră să o șteargă suie în Land Rover și să o spreci la fix în nou. Iată, voi vă adresați. Eu m-am adresat în instanță. Instanța nu s-a expus. Eu nu pot să mă duc și să bat judecătorul cu actele în cap. Înseamnă că dacă noi ieșim hotărârii de la instanță, înseamnă că noi trebuie să executăm dispoziția prietenului. Eu ce am ținut de partea mea, eu am făcut. Prietar, это закон? Я вам покупал, я вам кое-что. Нет, я его выбирала. Да, дамна. Я его выбирала, да. Я уже раздавала деньги. Да. Да. Прийтор это не закон. Закон, нет, это, когда прийтор мне принесет. Законные действия, это законные действия. Если вам не нравится, если можете обратиться в суд. Обратили в суд? Обратился. Да, решения еще нету об отмене. Я обратилась. Пожалуйста. Обратилась в суд. Даже я вас подозреваю, а вы что решили? А он решает меня его право. Да, понял, он готовится к тебе. Что это будет? Уголовное дело потом. Вдоль, а все уголовное дело. По всем дозвать бар. Ну, Петро, мы в первой экзекуторе. Ну, и в первой экзекуторе. Ну, тут нас медиа. У него думаю, там медиа. Здесь контесты, ей контестаты. Здесь процедура рефлекты. Здесь есть люди регистрали, через люди экспонили. Мы им депус червя, если штамп делать. Вров ему презентации не... До мне вас, повтери жудикторец. Лари в деле. Ну, в смысле, не лари в деле. Комбатас улицы Кремадячен, синтез организатор органов публичных. Да, тут на вас чем показывали? Я вам те дреп, я репрессию. Ну, тут там дреп, то. Что, это сам, где сам вам вацать? Я у вас пускаю, я сиди экзектор, домля. Повтим, есть администрация. Вам требует чьи экзектаз, а значит экзектаз. Диспозиция при этом, но экзектом, но и презентат. Вин час, я говорю, домный полицейский, инкалкаре ордене. Но и презентат. Не цени реализи, ори инкалкаре ли? Асигурали ордене. Но нам хотелось асигурали ордене. Для вас асигурали экзектаре у них потажи, кари генка, ну и ревокаре. Ну и пели экзектори. Прямо ордене, будет кафеси. Трим бренд бедрума. Не гусишку, не вас. Domnule, eu am... Domnule, v-ați spus potrivit revocabilă. Vă prezentați cererea de pus în instanță, înregistrată. Nu e executorii, de fapt. Și nici de drept. Atât. Mi-a ducet la prietul stăpăm lucrările și eu stăpăm lucrările. Dar cum v-ați spus? Eu vă interviu cu tot. Ca și dumneavoastră. Vă spuneți că cunoașteți legea, că trebuie să cunoașteți legea. Dacă vă cunosc, ați zis la rețetă, cunoașteți. Я вам презентат. Ну так нам презентат.
мандату Domnul polițist, știu cât mandat de Polițiști, nu vreau să aveți informația. Nu m-ați văzut la față, că mă cunoașteți de la. Puschim, abiat așa. Voi ce-ați spus? Să fie întrebări. Pentru că am încercat să scoată bani de oameni și eu spus că e neadmisibil. Și fix în cazul ăsta o să fie și ce ești. Numai că voi ați putea să răspundeți pentru că asigurați o încălcare de ori. Voi nu aveți, voi nu aveți o hotărâre care trebuie să fie pus în aplicare. Voi aveți o dispoziție contestată. Eu corect am spus, nu? Noi am prezentat dovada faptului că e contestată. Am lor, o să răspundă ei. Noi pentru asigurarea ordinii publice să răspundă. Dar eu am înțeles că ați amenințat ca să puneți scătușele. Nu am amenințat, am atenționat dacă am să faci. A s-o pui la loc. Vreau să facem activie, ce zi erba? 349 de euro. Deci activitățile i-am dat, nu știu ce statul. Da, dumneavoastră nu aveți, e nouă chimie juridică. Și asigurat dumneavoastră aia. Dacă e nouă chimie juridică, e contestată. Dispoziție contestată. Fără hotărâri de lucrări. Fac lucrări de demolare, da? Noi, bun, având solicitare, la asigurarea ordinii publice, numai instanța de judecată este în drept, nu dispoziția. Dispoziția este un act normativ care el poate fi contestat. Și el a fost contestat deja. Nu mă știu. Nu, eu o să mă expun deja în plângeri. Mai departe, dumneavoastră, pentru lucrări care fac, dacă așa e corect, îți poate. Bun, de voi vă mulțumesc cu astea, eu mă mușc cu urășcu. Părerea mea e simplă. Ei fac acțiuni abuzive, ilegale, în primul rând în baza plângerilor. Reprezentați pretorii și adunați cu locale. Ei fac asta în baza unor plângeri la persoane care sunt locatari și poate nici nu sunt locatari cu drept de a locui. Și proprietarii de fapt nu au depus cereri la demolare. Le încurcă la așa prespuși locatari. Mai mult că atât când sunt contestate toate, sunt cereri cu ștampilele aplicate la instanță judecată. Conform procedurii, instanța are minimum 5 zile pentru a se expune asupra procedurii de suspendare, fără încheierea care sunt dispoziții care le-au prezentat ei au fost contestate în termen și au fost prezentate recent când ei au plecat din cauza că nu au putut argumenta, deși nu executorii de drept și acum i-au venit tot ce ești dispoziție și o execută. E vedeți un abuz. Ce riscă ești reprezentanții poliției și a pretorii? Răspunderea care o prevede legislația migoare. Cam ce riscă e? Undem deja să decide instanța și organul de drept. Așa. Spuneți, vă rog, totuși ați decis să demolați de sine stătător. Da, părinția mea, cum a demolat ei și acum mult. Dacă am mult trimite-o, o demolat cu ușor și era, o trimite 5.000 de lei. De aia care am vrut. Lucru la primărie. Da. Dar nu știu ce să fac, să... Unde ați să depozitați bunurile astea? Da, bun, ia, că până ce să adă aici. Asta acoperim aici, pe loc și apoi... Care e concluzia totuși? Aveți cu cine sau sunteți... Să luptăm cu cine? Să legalizați chestia asta sau să vă permită să țineți da. Bunurile? Cine să legalizezi cum te duci și... Ia că te zile. Mă pun sperarea la moneda ca să vedem, dar... Să vedem la sfârșit, dăm cum să... Nu luptăm cu nimic, căci... Hai ca unul. Pierul. Cum lege până sfârșit.